Florin Salam, internat din nou în spital. A anulat toate evenimentele. Florin Salam a ajuns din nou în spital. Artistul este obligat să se retragă temporar de la evenimente. Florin Salam a stat mai mult prin spitale decât la Parangeli, din cauza problemelor de sănătate. Celebrul manelist se află în prezent internat în spital, iar surse din anturajul său susțin că se confruntă cu probleme serioase de sănătate, ceea ce îl împiedică să participe la viitoarele evenimente programate. W biz a aflat în exclusivitate despre situația sa medicală. Din cauza acestei situații, artistul va trebui să rămână sub îngrijirea medicilor pentru o perioadă, iar în următoarele cel puțin 10 zile nu va putea susține concertele programate. Florin Salam se confruntă cu o perioadă dificilă, fiind necesar să acorde prioritate sănătății sale. Regele manelelor își dorește să se recupereze cât mai rapid pentru a reveni acasă la familia sa dragă și pe scena pe care o împărtășește cu publicul său iubit. Florin Salam a fost infectat cu virusul SARS-CoV-2. Nu este un secret faptul că acum ceva timp, Florin Salam s-a infectat cu virusul SARS-CoV-2 și a fost necesar să fie internat în spital. Starea sa s-a deteriorat grav, ceea ce a generat speculații și anxietate. A apărut o mare neliniște atunci când a circulat zvonul că manelistul ar fi decedat. Cu toate acestea, după câteva zeci de minute tensionate, Fica s-a venit cu un anunț despre tatăl ei, iar Florin Salam a făcut chiar el o apariție publică pentru a-și liniști fanii, confirmând că este în viață. Florin Salam a trecut prin diverse probleme de sănătate de-a lungul timpului, dar a dovedit întotdeauna o putere extraordinară de a se ridica și de a învinge orice boală. Florin Salam mărturise atunci că nu s-a simțit bine în live-ul de pe Facebook. Cântărețul era vizibil slăbit și articula cu greu cuvintele, probabil și din cauza șocului pe care l-a primit cu Facneusul în ceea ce privește starea lui de sănătate. Vă salut, oameni buni! Al vostru Florin Salam vă salută cu respect! Fac acest filmuleț pentru familia mea. Pentru rudele mele din provincie, pentru că nu am neamuri doar la noi în București. Iar cu zvonurile care circulă în presă, la televizor, la știri, nici nu știu cum să vă spun. Știți foarte bine că de câteva zile am fost în situația pe care am avut-o, dar cei din presă, îmi cer scuze, nu vreau să se supere pe mine, formulează mult peste situația prezentă. Ce pot să vă spun pentru că nu-mi găsesc cuvintele? Am făcut acest filmuleț pentru că toată familia mea este în alertă, pentru că nu știu de sănătatea mea. Acum trei, patru zile am cântat într-un loc, de asta vreau să anunț și toți colegii și pe poată lumea, să luați în serios cât de cât problema asta cu COVID-ul. Noi facem caterincă și toate alea. Ferească Dumnezeu pe toată lumea, mai ales în meseria asta, că stăm numai între oameni. Să trec la subiect. Există persoane care stau cu adevărat cu grija mea, mă refer la copiii mei, la familia mea, le spun să stea liniștiți, pentru că în doi, trei zile ajung acasă, trebuia și astăzi, dar au zis medicii să mă pun pe picioare, ca să pot să ies cum trebuie, în formă. Nu vă mai îngrijorați, sunt bine, mi-a fost puțin rău, dar asta e situația, trecem peste. Nu-mi vine să cred, oare v-ați fi bucurat să se întâmple așa ceva? Nu mai am cuvinte. Îmi cer scuze la cei care ați stat cu grijă după ce ați văzut știrea asta încă o dată îmi anunț familia că sunt ok, într-o zi, două o să cum trebuie, o să revin și la cântări. Vă rog frumos să stați liniștiți, îmi iubesc familia, îmi iubesc prietenii. Oricine poate să pățească o situație ca asta, dar nu trebuie ca alții să-l bage mai rău în starea asta, ci să-l ajute. Vă pup și vă iubesc, stați liniștiți, vă pup al vostru Florin Salam. A spus Florin Salam din spital pe Facebook.